Dar Molaru a fost implicat în fază. Nu știu, traiectoria mingii, am văzut-o clar cum a căzut pe acel metal lângă bară, dar nu pot să-mi explic cum a ieșit afară. Nici tu nu-ți explici? Da, nu știu cum a atins prima dată bara transversală, după a picat jos, nu știu, chiar nu... Spune-mi câte doruri, ți era să marchezi și în campionat. Da, mi-era dor, n-am marcat de câteva etape bune, dar cel mai important pentru noi că am câștigat cele 3 puncte pe care ne le-am dorit foarte mult, pentru că veneam după o deplasare foarte dificilă unde am pierdut în ultimele minute și aveam nevoie de cele 3 puncte în această seară. Aș reveni puțin la faza golului. Ce ai discutat cu centralul? Pentru că te-am văzut că te-ai dus inclusiv la poartă să vezi, să vizualizezi. Da. Ce ai făcut acolo? Da, cum am spus, am văzut din prima că a fost gol, dar am mers să-l întreb pur și simplu. El mi-a spus că a fost gol, dar se așteaptă să nu fie ceva înainte, nu știu, un offside sau altceva. Mi-a dat emoții în minutul 35, mi-a părut o accidentare un pic mai gravă, nu știu, vreau să te întreb, nu te-ai gândit la pauză, văzând că meciul merge spre o victorie, să mai ieși, să te mai odihnești, să mai... Am mai spus asta, am eu timp să mă odihnesc mai încolo, după ce nu o să mai joc fotbal, deocamdată vreau să mă bucur de fotbal, cât pot, vreau să-mi ajut echipa să câștigăm și asta e cel mai important. Dar cum a fost acolo, nu mi-ai spus? Da, cred că am pus o contră la minge, chiar dacă adversarul a atins mingea după a venit pe piciorul meu și a fost bine că nu a fost mai grav, pentru că mă puteam alege cu o întorsă foarte, foarte ușor, dar nu știu, mi s-a părut cam de galben, după părerea mea. Cu ce gânduri ați intrat în această seară pe teren după ce ați trăit la Botoșani? Cu gândul victoriei, clar. Și la Botoșani am mers să câștigăm. Cum ați pregătit? Cum v-ați gândit la meci? Să marcați rapid, să vă faceți viața ușoară? Asta ne gândim la fiecare meci, să marcăm repede, să ne impunem jocul, să ne facem jocul nostru pe care știm că îl avem foarte bun și am intrat să câștigăm pentru că știm că în tur am avut un meci dificil cu ei. Ne-au egalat pe final. Atunci s-au cam bucurat cam mult pe final după acel egal. Și în această seară nu trebuia să le mai dăm nicio șansă, adică să nu mai fie diferența de un singur gol ca să ne poată egala pe final. Cum e? Urcați. Urcați în clasament. Nu s-a încheiat etapa, într-adevăr, dar sunteți acolo. Da. Știam că unele din contracandidate s-au încurcat în această etapă și voiam să obținem cele 3 puncte ca să mai urcăm în clasament. Încet, încet, pas cu pas, trebuie să ne revenim. Începutul n-a fost bun, dar ne-am revenit încet, încet și trebuie să ne urcăm acolo unde știm că ne este locul, știm pentru ce muncim și trebuie să revenim acolo. Cum vezi meciul de joi? Reveniți în Europa. Revenim în Europa, da. Mult mai dificil. În Europa știm cu toți trebuie să ne ridicăm cu toți nivelul, pentru că este altceva și trebuie să muncim mult mai mult ca să putem face față. Nu mai este foarte mult timp. Vine din nou pauza, vin din nou zvonurile cu plecarea ta. Le aștepți sau te aștepți? De așteptat mă aștept, dar... Nu vreau să mă gândesc la asta deocamdată. Mai avem, nici nu știu, 8 meciuri până la vacanță. Trebuie să mă gândesc la asta, sunt focusat pe asta și trebuie să dau tot cea mai bun pentru echipă.